Acest program vă este oferit de Maurer Imobiliare. Cum arată acest bilanț de la începutul anului până în prezent? Cifrele vorbesc de la sine. Asta spuneți dumneavoastră. Care urmărind... Eu vă întreb pe dumneavoastră. Ce rămânem după această zi? Cu niște concluzii. Precum știm cu toții, controversatul episod cu Dragă Stolo, Traian Băsescu a fost nevoit să candideze la alegerile prezidențiale și culmea a și câștigat. Băsescu câștigase pentru a doua oară primăria municipiului București. Nu trebuie să uităm profesorii. Trebuiau să primească salarii mărite în 2020. Nu s-a întâmplat lucrul acesta. Care sunt beneficiile României ca membru aliat al acestei organizații? Avem nevoie cu toții de stabilitate și predictibilitate într-o lume foarte, foarte agitată și complicată. Nu cred că este loc pentru aroganță. Doamnelor, domnilor, bun găsit! Urmăriți principalele subiecte ale zilei. În această ediție vom discuta despre actualitatea internațională și vom vedea de ce alegerile din Italia pot schimba viitorul Uniunii Europene. Discutăm despre acest subiect, dar și despre multe altele cu Radu Turcescu, strateg de relații publice și comunicare. Bună seara, vă mulțumesc! Bună seara, mulțumesc și eu! Bun, discutăm despre un subiect foarte important. Au fost alegeri în Italia. Pare că fostul premier Silvio Berlusconi s-ar putea întoarce la putere, nu neapărat din poziția de putere principală, ar putea reveni în atenția Italiei și nu doar. Ce ar trebui să înțelegem despre această victorie răsunătoare a coaliției de dreapta? Da, e o victorie interesantă, dar apropo de aceste alegeri, mi-a atras atenția ceva și anume faptul că la un dat citisem într-un articol că au avut prezență mică la vot, undeva la 73%, și făceam o comparație cu România, care a avut prezență la ultimele alegeri parlamentare de undeva la 30%, iar italienii consideră 71% o prezență mică la vot. Este clar că ne uităm un pic la o schimbare un pic de atitudine în anumite state. Pare că se merge un pic pe partea de dreapta, spre un pic de naționalism, spre susținerea valorilor interne, în detrimentul a ceea ce a încercat la un anumit moment Uniunea Europeană de a egaliza cumva valorile, principiile pe întregul continent. Bun, faptul că Silvio Berlusconi vrea să revină, nu cred că va fi chiar așa. Au mai încercat și alții să revină prin România după ce au avut ceva experiență. Imaginea fostului premier al Italiei este una chiar proastă. A avut o mulțime de probleme, de la probleme politice până la probleme sociale, până la acuzații de petreceri cu tot felul de domnișoare, etc. Nu cred că poate să mai reprezinte vreo soluție pentru politica din Italia. Însă rezultatul alegătorilor ne indică faptul că fostul premier revine și va avea o poziție dominantă în guvern și, din câte spun sursele internaționale, acesta își dorește să țintească chiar funcția de șef al senatului. De șef al senatului, da. Cred că italienii au ales, după ce au avut acel guvern de Uniune Națională care a dus unde a dus și la tot felul de probleme, cred că au ales varianta un pic mai populistă. Nu știu dacă s-au gândit ei că l-aleg pe Silvio Berlusconi sau că și-l doresc pe Silvio Berlusconi la Conția Senatului, cât au ales vocea unei persoane un pic diferite, cu o altă abordare față de ce a existat până acum. Și, repet, din punctul meu de vedere, ușor populist. I-au mers destul de mult pe politici anti-LGBT, pe probleme cu migrația, probleme cu musulmanii. Deci, zona aceasta pare a câștiga teren. Iar nouă ne place, ne uităm și noi, mai ales de aici în România, am văzut că au existat foarte multe analize pe Facebook, mai ales unde toată lumea știe politică și știe de toate, cu privire la aceste alegeri. Ne place această abordare un pic ușor de dreapta în ultima vreme, văd, de asta îl și admirăm pe, de exemplu, pe Victor Orban, unde e cumva aceeași politică și cumva aceeași abordare. Bun, tot despre Silvio Berlusconi, iubita acestuia, în vârstă 32 de ani, se pare că a câștigat un mandat de parlamentar și înțeleg că acest aspect a nemulțumit vocea italienilor, în ideea în care nu prea ar fi trecut prin acea zonă, ci poate doar în vacanță. Ce ne indică soarta și viitorul italienilor dacă ne uităm acum la aceste rezultate? Pe de o parte, vorbim despre o persoană controversată, persoana lui Silvio Berlusconi, care mai mult decât atât, parcă și în România, vine și cu ideea de nepotism și se agață, da? Se agață foarte tare de puterea Italiei și atunci ce s-ar putea schimba? Bun, acum
dacă ne gândim puțin că marea parte din, nu știu, cele 8-9 milioane de români care sunt plecați prin afară, marea majoritate sunt în Italia, o să înțelegem că noi și italienii împărțim foarte multe valori. Avem multe principii comune, nu e nimic nou sub soare faptul că a existat nepotism și acolo și aici, nu e nimic nou sub soare că și au corupție și au o corupție destul de serioasă și economia lor este de foarte multe ori într-o zonă extrem de gri. Ce se va schimba? Vom vedea, pentru că mi se pare un lucru foarte interesant. Acest discurs un pic anti-Uniunea Europeană, care a fost ulterior destul de nuanțat. De asta spun că a fost o doză un pic mai de populism din punctul meu de vedere în campanie. A fost un pic ulterior nuanțat. Cred că va fi nuanțat în următoarea perioadă și pentru că Italia beneficiază de cele mai mari fonduri de redresare. Absolut, după... într-adevăr. Deși, dacă ne uităm acum la personajul principal al acestui moment în Italia, n-ar fi neapărat Silvio Berlusconi, sigur, fiind un nume cu notorietate și de asemenea controversat, reapare în atenție și e normal să discutăm despre domnia sa. Însă, personajul principal este Giorgia Meloni, care este pe care să devină prima femeie premier a Italiei, o personalitate interesantă, declarată eurosceptică, în ideea în care se vorbea la un moment dat că vrea retragerea din zona euro și poate chiar din Uniunea Europeană. Uh-huh. Putem spune că Italia ar putea urma calea Marii Britanii? Nu cred. Bun, deci Silvio Berlusconi revine pentru că, atenție, pentru că doamna viitor premier urmează să își stabilească și cabinetul. Viitor premier a fost ministru, parcă ministrul tineretului și sportului sau ceva de gen acesta când era Silvio Berlusconi era premier. Și trecutul revine. Trecutul revine, probabil că lumea a făcut și o legătură că el este cel care a luat-o sub aripă și a crescut-o după aceeași valori. Bun, E un om de a face politică internațională, în ideea în care poate nu-mi permite mie statutul să revin pe o poziție dominantă, dar atunci cresc un alt membru politic și la un moment dat tot eu voi conduce, însă prin poziționarea în față a personajului nou. Dar acest lucru se întâmplă și în România. Este un mod de a face politică la modul general. De foarte multe ori am văzut cum lideri, chiar și la nivel local, neapărat la nivel național, la nivel local și-au crescut tot felul de politicieni. Ce este foarte interesant este că de cele mai multe ori odată ajungi acolo cei tineri, lupii tineri au uitat că au fost crescuți într-un anumit context de anumite persoane și și-au văzut de drum și de obiective. Dacă de condus din urmă, e foarte simplu de spus, până când te trezești cu pixul în mână semnând. Indiferent pe cine ai în spate și cine conduce din urmă cu ghilimele de rigoare, pixul este la tine și nu știu dacă a riscat cineva sau ar lua niște decizii foarte proaste sau controversate doar pentru că îi se spune din spate un anumit lucru. Deci aici este cumva o mică nuanță. Ori împărtășesc valorile, ori va fi interesant de văzut în ce măsură Silvio Berlusconi chiar va avea influență în guvern. Știu că asta a declarat că vrea să fie parte activă, mă îndoiesc sincer să fiu. Acum, legat de valori și de doamna premier, viitoare premieră, a avut niște declarații destul de interesante, că urmează o tradiție veche de 70 de ani, cu referire la anumiți lideri politici italieni din trecut destul de controversați. Din nou, eu, din punctul meu de vedere, cred că este o formă destul de mare de populism. După modelul Ungaria, cum trebuie. Sigur că da, observăm de asemenea, legat de Ungaria, o să ajungem și la declarația recentă a lui Victor Orban, dar observăm cumva aplauzele sau mesajele de felicitare care vin dinspre Rusia, cumva aplaudă ceea ce se întâmplă acum în Italia, ce s-ar putea schimba în acest război, pentru că vorbim despre Giorgia Meloni, care inițial se poziționa anti-Uniunea Europeană, însă acum înțelegem că și-a mai remodelat discursul și e cumva anti-Putin, susține Ucraina pro-Ucraina, din această poziție. Evident. Ce se poate schimba în acest moment? Este foarte simplu, când ești în opoziție sau când încă nu ai ajuns să și candidezi sau să dai ochii cu oamenii aceia care trebuie să te întâlnești pe la un summit, e simplu să critici, să spui anti-Uniunea Europeană, anti-NATO, anti toate lucrurile acestea. Până în momentul în care ești pus în fața faptului împlinit. Când mai îți dai seama că mai depinde și de banii oamenilor acelora, pentru că, până la urmă, hai să fim serioși, Italia nu e cea mai strălucită economie din Uniunea Europeană. Adică ei o duc bine, dar nu excepțional. O să revin un pic la o întrebare de mai devreme, dacă se poate un nou Brexit. Nu cred acest lucru. Cred că Brexit a fost totuși un test.
Dar pe lângă faptul că cred că a fost un test, mai cred un lucru și faptul că totuși britanicii au un anumit tip de profil total diferit față de cel al italienilor. Britanicul este un tip în general orgolios și trebuie să decidă. Asta, pe asta s-a și construit toată campania electorală pentru ieșirea din Uniunea Europeană, în timp ce italienii totuși au nevoie în continuare de Uniunea Europeană, au nevoie de bani, ei sunt mult mai dependenți de UE decât este Marea Britanie, iar profilul italian este total diferit față de cel al britanicului. Deci nu cred că se poate discuta despre un Brexit. De dovadă și doamna premier și-a schimbat discursul. Acum, cumva... Așa cum spuneam puțin mai devreme, Uniunea Europeană oferă bani statelor membre pentru redresarea post-pandemie. Corect. Italia se pare că primește cel mai mult, cel mai mare buget. Însă nu cred că bugetul a fost deja proiectat înainte de rezultatul acestor alegeri, deci nu cred că vine Uniunea Europeană să schimbe percepția viitorului, da, actualului premier care urmează să-și preia funcția cu privire la modul în care se raportează la Uniunea Europeană și zona euro. Deci era proiectat oricum. Era proiectat oricum, evident, numai că în momentul în care oricum, din punctul meu de vedere, dacă eu aș fi premier sau dacă aș fi consilierul unui premier aflat într-o astfel de situație, nu cred că este momentul să îți destabilizezi țara din motive cumva ideologice. Pentru că totuși ne confruntăm cu o situație economică mai puțin certă, nu este încă o criză, dar lucrurile nu sunt foarte certe. Avem probleme cu inflația, avem probleme cu prețul la gaze, la electricitate și toate consecințele care vin din cauza războiului din Ucraina. Nu cred că este momentul acum să intri într-o renegociere cu Uniunea Europeană și să riști anumite sume de bani, pentru că, bun, vei să ieși, la un moment dat se vor termina și banii aceia. Plus și problemele pe care cu siguranță le vor întâmpina în momentul în care ar putea ieși, să facem un exercițiu de imaginație, să ne amintim inclusiv de britanici până la urmă, pentru că după ce au făcut ei tot războiul același și campania și tot acel circ, s-au dus înapoi la Bruxelles și au vrut să-și păstreze beneficiile, ceea ce mi s-a părut extrem de amuzant. Bun, vrei să ieși, dar de fapt vrei să și rămâi în același timp, după care și-au dat seama că au început să-i coste orice comandă de pe internet, erau articole care spuneau că este mai scump transportul și taxele decât articolul pe care îl comandai de pe internet și-au dat seama că nu mai are cine să mai servească sandwich-uri la tot felul de lanțuri de restaurante foarte mari, pentru că nu va coborî britanic în costumul lui făcut la comandă să ducă să facă burgeri, să fim foarte clari, sau să conducă o mașină. Valabil și în Italia, pentru că și economia Italiei a crescut exponențial datorită nouă până la urmă, pentru că am mers acolo, ne-am integrat într-un fel în economia lor, am oferit niște lucruri pe care italienii nu mai erau dispus să le facă. Să nu uităm acest lucru. Bun, ce se va întâmpla acum? Dacă ei, să spunem, care și sau ar începe să renegocieze cu Uniunea Europeană, ce se va întâmpla cu beneficiile pe care totuși Uniunea Europeană le oferă? Dincolo de, repet, pozițiile ideologice, LGBT-uri și alte povești de genul acesta. Bun, vom vedea exact ce se întâmplă cu Italia. E foarte clar că această alegere și acest rezultat va dinamiza nu doar viitorul Italiei, al Uniunii Europene, și vom vedea exact în acest context cum se va raporta la Rusia și la este războiul. Este foarte clar, corect. Este foarte clar că europenii și oamenii în general își doresc un pic o schimbare. Până la politicile Uniunii Europene au fost cumva de stânga în ultima perioadă. E clar că se încearcă un pic o direcționare către partea de dreapta a politicii. Din nou, mai este clar un lucru, și anume faptul că totuși, din punctul meu de vedere, măcar la nivel de percepție, liderii europeni au pierdut cumva forța pe care o aveau și nivelul de încredere pe care îl aveau oamenii în deciziile luate de acolo. Și cred că tot a început cu Brexit, de fapt. Pentru că s-a rupt un stat important, n-au reușit să negocieze chiar foarte ușor cum va funcționa până la urmă relația dintre cele două părți. Apoi a fost problema cu relația cu Rusia, cumva Germania avea o poziție, francezii o altă poziție.
a fost pandemia, hai să luăm vaccinul, s-au luat vaccinul la grămadă, unii au primit mai mult, alții mai puțin, s-au comandat foarte multe, deci s-au comandat, pe ei s-au comandat pentru că vin la Bruxelles, ok, bun, și deci le plătim, dacă, de exemplu, noi am luat câte 120 de milioane, parcă ceva de genul acesta, confirmat de premier, păi noi suntem 20 de milioane cu totul, dacă mai suntem 20 de milioane, adică, bun, ok, câte doze trebuie să faci? Ne-am asigurat că avem. Da, și atunci evident că cumva toate aceste lucruri au erodat încrederea oamenilor în decizii luate la Bruxelles și cred că se încearcă un pic, bun, hai să vedem ce putem face și noi de aici când ne-am lămurit ce se întâmplă de acolo. Cam așa aș traduce eu această Iar schimbare. Ultimele informații, sigur, nu erau la nivel de impunere, ne recomandau să avem grijă și cu consumul de apă, bun, și numai cu electricitate, corect. Și cu... Da, și atunci, da, exact. Cred că vine această furie până la urma cetățenilor și pe fondul în care s-au acumulat atât de multe probleme. Corect. De la pandemie, război și această limitare care vine cumva din zona crizei energetice. Mergem și mai departe, căci Rusia încă menține atenția întregii lumi. Vorbim despre foarte mulți oameni care încearcă să fugă din Rusia, în special oameni bogați, și în același timp vorbim aici despre o limitare de a păstra oamenii în țară. Sunt oameni bogați care plătesc zeci de mii de euro pe zboruri aeriene sau poate chiar își închiriază avioane private pentru a fugi din Rusia. Momentan înțelegem că nu se închid granițele și oamenii pot ieși. Ce ar urma să se întâmple în următoarea perioadă? Nu sunt chiar foarte mulți. Acea cifră de 300 de mii pare mare, ea. Dar dacă raportăm la cele 180 de milioane de oameni cât sunt... Da, ne gândim, sunt totuși 300 de mii de oameni. Pe unde ies acești oameni, câtă vreme? Înțelegem că este un ordin ca ei să nu iasă. Regulile nu cred că sunt atât de stricte. Undeva este o eroare între ordinul lui Vladimir Putin și comunicarea sau acțiunea în sine de la VAM. Nu știu, mi se pare că este foarte ciudat aici. Eu nu vreau să cred că totuși Vladimir Putin sau un lider de un asemenea nivel ia niște decizii fără să fie informat cu potențialele reacții. Și acum eu stau și mă întreb în ce măsură decizia sa de a chema într-un fel... Dar nu cred că îi pasă lui Vladimir Putin de reacții. Sau îi pasă și urmează o destabilizare. Am mai făcut o chestie de genul acesta cu niște ani în urmă, când au venit o mulțime de oameni prin Europa și nu știam până ce să facem cu ei. Îmi sună cumva strategică decizia, dacă se încearcă o altă destabilizare. Până la urmă putem să mergem și mai departe. Dacă între acești oameni sunt și agenții ai serviciilor secrete, nu mi se pare că a luat o decizie chiar în neconștiință de cauză. Noi vrem să chemăm oamenii la război, dar de fapt noștri pleacă din țară, fug pe capete, plătesc câteva zeci de mii de euro pe un singur zbor și noi nu știam că se va întâmpla așa. Nu știu, ce să înțelegem din chestia asta? Că Vladimir Putin ia încă o decizie cel puțin ciudată în decurs de jumătate de an, sau mă rog, aproape un an, pentru că și războiul s-a spus că a intrat în Ucraina, a avut informații proaste, că s-a așteptat să fie întâmpinat, poate da, poate nu. La fel și acum, vor ieși, el nu a știut, chiar nu a știut că asta se va întâmpla? Sincer să fiu, vine cumva greu să cred. Cred că în acest moment, pentru că poate sunt oameni care previn reacția lui Vladimir Putin și închiderea granițelor, da? Deci până la acel moment sunt poate informații, surse care ajung la oamenii care au mai mulți bani și automat mai multă putere și încearcă să scape cine poate. Cred totuși că pe asta mizează oamenii de afaceri. Există și această variantă și atunci cred că este o problemă pentru conducerea de la Kremlin, dacă într-adevăr chiar oamenii, chiar el își pierde susținerea. Pentru că Vladimir Putin reușește să conducă un război bazându-se aproape exclusiv pe faptul că se bucură de cât 80% popularitate, adică fără acest procent nu ar fi reușit să își ducă țara în război, eventual în niște probleme economice, deși și acolo este o discuție destul de complicată, și să, până la urmă, să strice imaginea, mai degrabă să strice imaginea Rusiei la nivel internațional, imagine care, de fapt, pentru ruși contează foarte, foarte mult. Pentru că anumite decizii pe care le iau ei, cam așa funcționează pe cum ne văd lumea. Dar oare mai este Vladimir Putin un lider atât de respectat de poporul său, evident, că în context internațional sunt păreri împărțite și poate în proporție de 85% nu ar putea fi respectat, cel puțin nu în mod public.
dar oare mai este respectat atât de mult Vladimir Putin de poporul său, repet, în contextul în care oamenii sunt obligați sau sunt supuși anumitor reguli duse la extrem? Sunt foarte multe teorii aici. Dacă ne uităm după studii, o spune că, da, evident, pe de altă parte, studiile acelea, fiind mai un stat unde democrația nu e chiar cea mai puternică armă, putem să tragem concluzia că pot fi foarte ușor aranjate. Acei zeci de mii de susținători de pe stadion la acel eveniment mare organizat acum, nu știu, 6 luni, am înțeles că primiseră și niște bani ca să vină la acel eveniment. Deci, repet, sunt foarte multe... E o diluare a informației foarte, foarte mare, manipulare. Exact. La nivel. Se și încearcă astfel de lucruri. Pe de altă parte, sunt foarte puțini ruși care au ieșit din țară. Nu trebuie să înțelegem acest lucru, pentru că nouă ne este un pic greu să... Nouă europenilor, mă refer. Să înțelegem că oamenii aceia, dacă n-au plecat niciodată din zona lor sau din țara respectivă, din Rusia, viața lor nu este... sau nu știu ce înseamnă o altă viață. Ei nu trăiesc excepțional de bine. Veniturile în Rusia pentru un om normal sunt mai mici decât în România. Ei, rusul de rând trăiește mai rău decât trăiește chiar și cred că și un român sau un bulgar, lăsând la o parte pe cei cu foarte mulți bani. Ei știu că trebuie să își urmărească liderul, pentru că este acel cult al personalității. Absolut. L-am avut și noi, este tătuc acel, unii încă așteaptă un astfel de personal să vină să ne dicteze cineva pe unde să mergem, cum să gândim și ce să mâncăm. Și asta se întâmplă pentru că marea parte dintre ei nu au văzut și altceva. Dintre cele 180 de milioane de dintre cei 180 de milioane de ruși, cred că vreo 4 milioane, văzusem un studiu, ieșiseră de două ori din țară, 8 milioane o singură dată. Păi sunt niște cifre care noi suntem 8 milioane afară. Adică diferențele sunt extrem de mari. Dar mă mai gândesc acum la ce este în mentalul unui popor și o vom vedea ce se întâmplă și cu populația din România. În ideea în care poate Vladimir Putin acum nu mai este respectat, pentru că într-adevăr au murit foarte mulți oameni, soldați ruși în acest război declanșat, nu mai este respectat pentru că impune niște reguli cu care oamenii nu sunt de acord, s-au săturat și ei de acest regim strict, sau pentru că liderul lor, eroul Vladimir Putin, n-a câștigat războiul în 3 zile, așa cum și-a propus. Adevărat, numai că trebuie să ne gândim ce fel de informații primesc rușii, pentru că accesul lor la informații nu este cel liber pe care îl credem noi. Noi ne uităm la televizor sau ne uităm pe Facebook sau pe altă, orice site din această lume și putem să aflăm toate perspectivele posibile. Ei nu pot afla aceste perspective. Ei văd o singură perspectivă. Într-adevăr, este foarte posibil să oamenii să se întrebe de ce nu a câștigat război în cele 3 zile. Însă va depinde foarte, foarte mult de cum își face el propaganda la nivel intern. Și cred că și-o face bine. Pentru că dacă se tot discută inclusiv despre războaie nucleare, inclusiv despre... Deci este clar că ei își construiesc o propagandă atât de bine adaptată publicului încât să-și mențină acel nivel de încredere. Eu chiar cred acest lucru. Sau oamenii din, în marea parte, nu știu dacă îl simpatizează sau dacă l-au admirat de-a lungul timpului, nu neapărat în ultimul an și mai ales de la declanșarea războiului din Ucraina, ci este acest slogan: dacă e ordin, cu plăcere. Dacă e ordin, cu plăcere. Din nou, întoarcem la valorile oamenilor. De exemplu, noi ne întrebăm cum sunt în anumite atentate și persoane din zona arabă sunt dispuși să își sacrifice viața pentru divinitate. Pentru că e vorba strict de valori. Pentru ei, valoarea principală este relația cu divinitatea și atunci pentru divinitate vor ceda viața. Pentru noi, cea mai importantă valoare este viața și din această cauză vin și au anumite atentate astfel încât să suferim noi, dar pentru ei nu este o suferință faptul că se sacrifică practic. Valabil și aici. Pentru ei este foarte important să-și urmeze liderul. Nu contează liderul impus până la urmă. Nu contează dacă cred sau nu cred în el. Așa este direcția. Țin minte, acum vreo, nu știu, 5 ani, atunci cu anexarea Crimeei, discutam cu o persoană din Rusia care locuia în România, vorbea foarte bine limba română, era plecată de foarte mult timp de acolo și chiar am întrebat: cum vezi tot acest scandal? Și mi-a spus: a, nu, noi suntem foarte mândri de Vladimir Putin. Și am întrebat: bun, dar de ce? Păi a repus Rusia pe harta puterilor internaționale. Adică nu conta că oamenii acolo nu au ce mânca uneori, că trăiesc greu, că... Dar problema era să fie repuși pe harta puterilor internaționale. Oh,
situație de mentalitate și de cultură națională. Nu mă uit la lipsuri, mă uit la ceea ce cred că mă îmbogățește. Am avut-o și noi, până la urmă. Ne uităm la Casa Poporului. Suntem atât de mântii, cea mai mare din Europa. Bun, și... Uite ce a făcut Ceaușescu. Cea mare... Dar poate avem și mai mulți oameni și... care mor de foame. Exact, exact. Adică am putea să rezolvăm probleme din România cu cheltuielile pe care le are această clădire. Evident, pentru că sunt niște cheltuieli imense acolo. Dar pentru noi este important că avem cea mai mare clădire din Europa. Da, într-o formă sau alta este un soi de mândrie națională. De mândrie, corect. Și tot legat de acest război, vedem poziția Turciei care limitează zborurile către Rusia. La prima vedere ne gândim că este într-adevăr o poziție de contrast, însă dacă ne uităm cu atenție, de fapt cine sunt cei dezavantajați? Oamenii care vor să zboare, în niciun caz Vladimir Putin sau oameni din conducerea Rusiei, și atunci Erdogan își arată sprijinul din ce în ce mai puternic către Rusia în contextul acestui război? Cred că joacă la două capete. El este obligat să joace la încă? Două capete. Da, cred că încă joacă la două capete. Are pe de o parte o relație cu Vladimir Putin și relație care pare că s-a așezat și mai bine după acel incident cu avionul doborât de acum 6-7 ani, când era încă Barack Obama președinte în Statele Unite. Pe de altă parte, ei sunt în NATO și au a doua cea mai mare armată din NATO după armata SUA. Și atunci nu pot ieși nici din acest context, motiv pentru care aceste decizii de genul limităm zborurile, etc., cred că vin tocmai pentru a nu supăra nici pe unul, nici pe cel și a păstra un pic, să spunem, o forță, o poziție de echilibru între cele două forțe. De altfel, Erdogan a mai și încercat tot felul de negocieri între americani și ruși în acest conflict din Ucraina, tocmai și pare că în acest mod vrea să se poziționeze. Bun, dar ce are nici cu ruși, nici cu nemții, celebra vorbă. Prin poziția lui Erdogan, de ok, nu supără nicio parte, nici alta, dar cum adică? Dacă toată lumea se împotrivește acestui război din blocul NATO și nu doar, Turcia este parte din NATO, cum spuneai, ce are de câștigat sau cum de nu este amenințată de cealaltă parte americană cu privire la, într-o formă sau alta, susținerea mai la vedere sau mai puțin la vedere către Rusia? Păi, în primul rând, ce ar avea de câștigat, aici depinde de relația lui Erdogan cu Putin și cred că este o relație care se întoarce în timp. Se mai bazează și pe câteva valori și viziuni comune, până la urmă și Erdogan. Adică are o relație personală cu Vladimir Putin? E foarte posibil. Și niște principii respectate? Da, și asemănătoare, că îi conduc cam la fel. Și are o relație profesională sau diplomatică cu NATO? Cu NATO. De ce nu reacționează Statele Unite sau NATO? Păi, este a doua armată. Nu și-ar permite să piardă un astfel de aliat. Chiar nu și-ar putea permite. În momentul ăla, pentru NATO ar fi o problemă, să spunem, suficient de... Păi și atunci punem un semn de egalitate între un nume precum Klaus Iohannis și România, un nume precum Erdogan și Turcia. Ok, are prietenii în calitate de om personale cu Vladimir Putin, dar de ce implică și identitatea țării pe care o conduce? Păi în comparație cu un președinte ales mult mai democratic decât se întâmplă în Rusia sau în Turcia, implică țara pentru că ei în mentalul lor și mentalul cetățenilor, ei acolo sunt... șef peste orice, e un fel de... de dictatură, țara lor, da, bineînțeles. Că până la urmă nu ai dreptul să... nu ai voie să intri pe Facebook, nu ai voie să faci aia, nu ai voie să faci altă. Sunt pur și simplu interzise. Da. De ce? Pentru că așa am hotărât eu. Un aspect important. La noi, dacă tot vorbeam într-o altă perioadă de a ne lua țara înapoi, acolo n-are cine să o ia, că e țara celui care conduce. Și ei sunt mântii de treaba asta. Și aici este foarte important de spus. Mă refer la cetățenii de rând. Ei așa gândesc, așa funcționează. De asta nouă ne este foarte greu să înțelegem. Și de asta, apropo și de război în Ucraina și de deciziile Uniunii Europene, nouă ne este greu să, la un moment dat să înțelegem că nu mai este războiul nostru. Adică până la urmă și la coadă, prețurile vin, au crescut, oamenii își dau seama că sunt într-o situație incertă și vor ajunge să spună, așa cum deja se și vede iar ce se întâmplă în Italia, sunt convins că este rezultatul acestei gândiri. Dom'le, știi ce? Războiul tău este al tău. Rămâi cu războiul tău. Noi aici în Italia, tocmai la în partea cealaltă a continentului, sincer să fiu, nu văd de ce trebuie să suferim noi în termen de venituri, prețuri, etc. pentru războiul din Ucraina. Și oamenii
nu pot să, marea parte a oamenilor, nu pot analiza pe termen mediu și lung, nu pot anticipa, uite, dacă Ucraina va fi cucerită, poate va urma un stat NATO, poate vom urma și noi, poate începe un război mondial, nu știu, e un scenariu și lăsăm la nivel de scenariu. Omul se gândește la propriul său interes imediat, pentru că, în definitiv, omul este o ființă egoistă. Nu va anticipa, nu va gândi, nu va interpreta că se poate ajunge în altă parte. Domnule, eu în momentul ăsta plătesc căldura de 5 ori mai mult decât o plăteam acum 2 ani. De ce? De aia. Ok. Păi și acum ce să fac? Bun, legat de efectele acestui război care încă se simt și se resimt și probabil din ce în ce mai puternic în următoarea perioadă cu cât ne apropiem de venirea iernii, observăm și poziția lui Victor Orban și a Ungariei, care spune încă o dată că Uniunea Europeană și-a tras un glonț în picior pentru că se pare că europenii pierd în acest context, iar rușii rămân în picioare. Ce observăm și ce vrea să spună, ce are de câștigat acest Victor Orban, acest catalizator, acest om neutru aparent, care vine și ne indică faptul că ar trebui să batem în retragere sau Europa în sine, pentru că în definitiv suntem la mâna lui Vladimir Putin. Victor Orban este idolul românilor, pentru că ne apreciem astfel de personaje care nu sunt, repet, care vin în țara noastră și ne jignesc la noi acasă. Ne jignesc la noi acasă, până la urmă omul își urmează interesul, asta face, este clar. Omul își urmează interesul din punctul A până în punctul Z. Doar că e genul de persoană care pe care nu te poți baza. Cum ăsta nu poți să stai de vorbă așa cum am stat noi acum, spui, batem palma și de mâine îți va întâmpla ceva. Pentru că el are un comportament foarte, foarte ciudat, foarte dual. Pe de o parte, este într-o relație cu Vladimir Putin și e clar că susține zona aceea. Din nou, și el își conduce țara tot cam după aceeași principii. Evident că este mult mai mare libertatea, dar îi place să fie, șef peste tot ce înseamnă Ungaria. Dar, în egală măsură, omul nostru se bucură de tot ce înseamnă fonduri europene și investiții și beneficiile Uniunii Europene și libera circulație și etc. Adică, întotdeauna am fost de părere că, ok, ai o problemă cu Uniunea Europeană, foarte bine, vrei să ieși foarte bine, dă bani înapoi pe autostrăzi și pe ce ai mai investit și ești liber să faci ce vrei. Adică, un alt jucător ce faci acolo, în mijlocul, dual, așa cum este Erdogan, dar parcă? Mi se pare mai periculos pentru că, repet, în Turcia și sistemul politic este diferit față de Ungaria. Turcia nu face parte din Uniunea Europeană. Turcia nu a primit bani la Uniunea Europeană pentru a se dezvolta. Ungaria a primit. Și ce înseamnă banii veniți din comunitate? Înseamnă banii tuturor statelor, de fapt. Asta înseamnă că sunt și banii noștri. Și cumva, în momentul în care pornești la drum cu cineva, bun, că te mai cerți acolo, dar te mai cerți la tine acasă, nu trebuie să ieși public să anunți că lucrurile nu funcționează. Treaba asta nu o apreciez într-un mod deosebit, însă, repet, Victor Orban este idolul multor oameni din politica românească și chiar din noastră societate, pentru că nu ne place abordarea asta un pic mai de șmecheraș, mai de golnaș, așa, dacă nu contează ce dacă am promis ceva și am pornit cu oamenii ăștia într-o parte. Puteți merge și în partea cealaltă, care e problema? Da. Iar acești lideri politici se adaptează și profită de națiunile care sprijină temperamentul și astfel de personalități. Și tot legat de efectele războiului din Ucraina, înțelegem că Polonia anunță că își va antrena militar toți cetățenii. Sper să nu ne speriem din nou, că la începutul războiului și noi ne gândeam că toată lumea va fi obligat să rămână aici, să se pregătească militar în cazul în care s-ar declanșa războiul și la noi în țară. Dar este o țară care aparent se pregătește. Ei au fost și foarte vocali, extrem de vocali. Joe Biden și-a ținut discursul din Polonia. Probabil că se și gândesc că dacă, în cazul în care Ucraina nu va rezista, ei ar putea să fie următoarea țară și vor să... Pe de parte. Pe de altă parte pot fi și niște interese economice, pentru că ei sunt foarte aproape de NATO, au bifat puternic în această perioadă și mai ales în relația cu Statele Unite, așa că orice antrenament, orice va însemna evident niște beneficii financiare și de ce nu? Bun, dar și la noi a venit, da, vicepreședinta Statelor Unite, Kamala Harris, chiar poate odată cu declanșarea războiului. Deci, într-o formă sau alta, și de la noi a fost o declarație oficială, adică și noi ne-am putea aștepta în orice moment. Noi nu am fost atât de vocali. Ajutorul nostru a fost mare și foarte mare pentru Ucraina, din foarte multe puncte de vedere, de la armament, la IT, inclusiv. Dar noi nu prea ne-am lăudat cu treaba asta. Și chiar a fost o politică, zic eu, bine aleasă.
A jucat România diplomatic bine. A jucat diplomatic bine, da. Prin comparație cu Polonia, care a fost de la început extrem de vehementă împotriva Rusiei, și cred că și de aici vine cumva teama că ar putea să. Acum, aceste declarații mai sunt și declarații ce țin de politică externă până la urmă. Cumva atrage atenția Rusiei în cazul în care îți vine vreo idee, noi oricum o să fim pregătiți, suntem în NATO, ne pregătim și noi, ne înarmăm și noi, ne cumpărăm arme, tancuri și tot ce este nevoie, așa că dacă n-ai putut să treci de Ucraina, noi o să fim aici și probabil că o să te lovești de noi. Poate fi și o astfel și de abordare. Și această variantă. Da. Le reamintim telespectatorilor că ne pot urmări în toate rețelele de cablu din România, dar și în mediul online, și revenim la zi în politica internă. Atâta război se întâmplă încât ne și întrebăm, e criză sau nu mai e criză? Este acum, în acest moment și în această perioadă, în aceste zile, o dezbatere amplă și vedem dacă, într-adevăr, demnitarii nu mai primesc salarii majorate, pentru că n-au fost de acord toți parlamentarii sau liderii grupurilor parlamentare care decid viitorul coaliției de guvernare. În schimb, aleșii locali, primarii, eu știu, și consilierii din astfel de unități teritoriale vor primi majorări salariale, iar acest aspect și îndemnul și sprijinul l-am văzut chiar de la UDMR, pe semne că gata, ne apropiem de alegerile din 2024 și susținerea vine din teritoriu. Este evident că așa funcționează întotdeauna, inclusiv alegerile sunt organizate într-un asemenea mod, pentru că avem întâi alegeri locale, întotdeauna, și apoi alegerile parlamentare, și contează foarte mult ce primar ai în teritoriu, de ei va depinde soarta alegerilor parlamentare fără doar și poate. Acum aceasta e o discuție aici care, la care eu am o opinie un pic diferită. Noi ne-am pus într-o formă de opoziție față de Parlament. Cum una peste alta, Parlamentul, și spunem că parlamentarii sunt cum sunt. Ok, sunt de acord. Imaginea lor este proastă și asta este situația și au creat-o singură de principiu. Am vrea politicieni mai buni. Ok, sunt perfect de acord cu treaba asta. Dar suntem dispuși să-i plătim? Pentru că aici este o întrebare. Cine să-i plătească? Păi, salariile, românii, da? În aceste momente, salariul unui parlamentar nu este cel mai, prin comparație cu ce ar putea să câștige un om de calitate, de exemplu, un om mai de calitate, ca să tot să fiu corect, în mediul privat, în conducerea unei corporații, păi, de ce ar lăsa cineva 10-20 de mii, 20 ceva de mii de euro ca să vină în Parlament pe câteva mii de euro? Pentru că e o vocație și pentru că își dorește, sigur. Da, bun. Poate fi un răspuns. Să schimbe viitorul societății românești, în definitiv. Poate să schimbe și din rolul de executiv. Și atunci de ce vine? Vine pentru bani? Păi ei vin pentru bani. Grad de influență? Cred că vin pentru mai multe lucruri. În primul rând că vine pentru un grad de influență, este clar. Apoi vine pentru putere și pentru ego. Pentru că nu pentru țară și popor. Nu, de ce să vin pentru țară și popor? Cum adică? Păi asta spun, că nu este, că marea majoritate nu intră în politică care pentru țară aleși și popor. Adică punem ștampila pe deputatul Georgel Ionescu. Sunt de acord. Să mă reprezinte în Parlamentul României. Sunt de acord. Pentru că eu cred în viziunea și valorile domniei sale. Sunt de acord. Facem un studiu să vedem câți oameni chiar știu cine este Georgel Ionescu și care sunt viziunile și valorile sale? Și atunci de ce îl votează? Pentru că votul este un obicei, e un ritual. Nu e decizie rațională. Mergem la vot că așa știm noi. Câți oameni se uită pe liste, analizează fiecare candidat în parte, analizează CV-ul, rezultatele și, de ce nu, planul politic. Dar câți candidați au plan politic? Dar cine citește planurile politice? M-aș întoarce totuși la faptul că primarii, da, aleșii local, vor primi salarii mai mari. E foarte bine. Poate și domniile lor sunt afectați de inflație. Și de rezultate și de prețurile crescute. Însă, unii primari sunt și deputați sau senatori. Ok. Și atunci, e foarte neclar de ce... Ce alege? Ales să primești majorarea din calitate de primar? Ar vrea totuși să întreb, se poate să fii și primar? Există, există această variantă, desigur. Ok. Și atunci cum se va face diferențierea? Norocul lui, dacă poate să primească. Sau aici vorbim despre o situație excepțională? Cred că este o situație excepțională, că... Eu, de exemplu, nu cei care se încadrează, bineînțeles că sunt. Că sunt, dar nu știu să fi fost. Da. Este o situație excepțională, cu siguranță. Cum, eu nu aș pune rolul unui primar pe același nivel cu rolul unui parlamentar. Mie și una peste alta,
eu știu că subiectul strânește niște controverse extraordinar de mari. Dar, repet, dacă ne dorim oameni mai buni în administrație, ei trebuie cumva și remunerați. Salariul unui primar, chiar și a unui primar în aceste momente, sau chiar și a unui consilier local. Consilierii locali sunt plătiți. Dar bine, într-o perioadă de criză puțin, în care... Numai în funcție de ședințe. Absolut. Dar, într-o perioadă în care oamenii nu au ce mânca sau nu au suficienți bani să-și plătească facturile și chiar de la vârful statului, chiar din cadrul Parlamentului auzim voci să facem economie, să vedem cum traversăm, să vedem cât de greu ne e și așa mai departe. Adică se induce ideea de criză, da, multiplă. Și atunci, nu oamenii aia care câștigă minim pe economie sau oamenii aceia care au foarte multe datorii sau care nu pot trăi de la o zi la cealaltă, de la un salariu la altul, au nevoie de bani și de susținere, ci aleșii noștri în definitiv. Aici este un lucru care, din nou... Bun, ei au ales momentul să-și crească salariile sau să aducă în discuție acest subiect prost. Asta e foarte clar și întărește și mai mult concepția și percepția că sunt, vai de, că se urmăresc exclusiv interesul. Dar putem să ne amintim de un celebru proverb chinezesc, dacă nu mă înșel, care spune în felul următor: îți pot da o undiță să înveți să pescuiești sau un pește să mănânci. Acești oameni care trăiesc cu salariul minim, ei au nevoie, nu au nevoie de 200, 300, 500 de lei în plus. Ei au nevoie de niște soluții prin care să li se îmbunătățească viața pe termen mediu și lung. Nu doar pentru ei, că poate, bun, situația lor probabil că va fi greu de schimbat decisiv, dar măcar pentru copiilor, dar măcar pentru nepoților. Și ca să se întâmple acest lucru, ai nevoie în Parlament de oameni care pot gândi politici pe termen lung. Iar în aceste momente, cel puțin cât am cunoscut eu, din păcate, Parlamentul din România nu este format din atât de mulți oameni care să vadă pe termen mediu și lung. Și aici este problema. Noi ne raportăm la... Și ar trebui să-i plătim și în plus pentru asta. Ar trebui să schimbăm. Dacă să schimbăm dacă am ales la următoarele deja alegeri, că mai sunt încă un an și un pic, doi ani, la următoarele alegeri ar trebui să fie pe liste alți oameni de altă calitate și să fie votați până la urmă un alt tip de să fie votat un alt tip de politician. Și de unde luăm acești oameni de calitate? Cine îi pune pe acele liste? Acești oameni de calitate vor putea intra în momentul în care vor și fi remunerați la nivelul măcar la nivelul jobului pe care îl au în aceste momente într-o corporație sau într-o companie străină. Eu știu sau într-o companie privată. Eu știu foarte bine că această opinie pe care o am acum este total nepopulară. Știu perfect acest lucru. Dar încă o dată spun, dacă un om conduce o companie, este director general într-o companie multinațională și câștigă 15-20 de mii de euro pe lună, pentru că sunt astfel de situații, l-ai vrea pe omul ăsta în Parlament? Ai vrea în Parlament un om care poate să țină în mână 200, 300, 400, 500, 1000 de angajați? Ai vrea în Parlament un om care gestionează milioane, mă rog, sute de milioane de euro, că sunt companii care au cifre de afaceri de miliarde? Ai vrea un astfel de om? De ce ar veni cineva care are 15.000 de euro din mediul privat? Bun, noi ne gândim la viitor. Ne gândim la viitor, la oameni pregătiți care, sigur, și profesioniști în anumite domenii care ar putea să intre în Parlament și care ar spune, domnule, renunț la profitul companiei mele sau la beneficiile din mediul privat, să vin în zona de stat. Sigur, vreau să câștig mai bine pentru că am altă pregătire, am altă educație, sunt dintr-o generație mai nouă și chiar vreau să fac ceva pentru România, în cazul în care sunt lăsați, pentru că la un moment dat și dacă vor veni oameni mai apți de a schimba România în bine, se vor intercala, da, vor fi într-un mix cu oamenii din vechea generație și se nu întotdeauna de sistem. Ești lăsat să faci lucrurile așa cum ar trebui să le faci, însă noi vorbim despre prezent. Acești oameni mai au 2 ani de mandat și atunci, câte vreme oamenii în 2 ani nu știu cum vor supraviețui și cu ce anume, e firesc ca primarii să câștige mai mult și chiar ajungem la final. Nu, am spus că momentul este ales prost. Pe termen lung îmi mențin opinia că trebuie schimbat un pic din această perspectivă și remunerația e o metodă prin care se atrage și alți oameni de calitate. Pe termen scurt este foarte corect. Momentul este ales extrem de prost. Nu știu de ce l-au ales așa, nu-mi dau seama. Nu-mi dau seama cum n-au anticipat că vor ieși tot felul de discuții pe acest subiect. Mă sperie un pic treaba asta. De asta spun că avem nevoie de agenda. Lipsă de strategie. Nu știu, lipsă de bun simț. De viziune, da. Adică până la strategie e cale lungă. Adică, te uiți la cauză-efect, dacă nu îți pasă de soarta României în acest moment. La ce mă refer prin bun simț? E o vorbă. Doamne, e de bun simț să-ți dai seama că se întâmplă multe lucruri. Adică dacă
sărim de la etajul 10, e de bun simț să dai seama că jos e posibil să ai ceva probleme. Așa și aici, dacă vorbești în aceste momente despre salarii mai mari la tine ca parlamentar sau primar, e de bun simț că voi aici și scandal, nu e nimic spectaculos. Nu știu cum nu s-au gândit, nu-mi dau seama. Am ajuns la final, mulțumesc tare mult pentru opiniile prezentate aici la 7 TV. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Sunt Flori Stoian și vă dau întâlnire mâine seară la aceeași oră 20, dar la emisiunea de afaceri Business la Superlativ. În continuare aveți emisiunea Știrea Cea Bună, prezentată de colegul meu Cornel Dărvășan. O seară excelentă tuturor! Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.